Am venit la doamna Stella, prieteni, aici suntem la fata lui doamna Stella, la Marița, la vara mea. Salut, uitați-l, prietenii, da. Leo de pe canal, vă salutăm. Da, uitați aici cu domnul Roman Bulibașa, el e Roman Bulibașa, prieten, care umbla cu mine la Apace, când era mai tânăr. Îți aduce aminte, Romane? Când mi-ai dat mie bani împrumut odată, 10.000 de dolari. Mi-a dat împrumut la Bâlcea, prieten, a rămas fără bani și l-am întrebat și mi-a dat 10.000 de dolari împrumut. Nu, domnule, sunt formă de împrumut. Păi împrumut mi-a dat, i-am dat bani înapoi după aia. Păi și tu i-ai dat 100 de mii. Nu contează, domnul Bill. L-ai dat de 10 ori înapoi. Păi zice lumea că eu n-am avut bani. Zic și copiii ăștia, lui Mituș, că eu n-am avut. Numai mie mi-ai dat un minimum. Agarici, agarici. Agarici ăștia, lui Mituș, zic că n-am avut bani. Păi serios, când ei erau agarici și umblau după mine, pe la Bulcea, pe la Pitești, pe acolo. Erau mici, cine băga în seamă? Cine păi da, ia zi Roman, cum era? Mici. Nu erau mici, păi erau mici, serios, Stella, că tu nu știi. Așa e, cum erau mici. Și restul domnul Bilă, prieteni, da, uitați asta. Eram fratele tău. Să mă văd și eu puțin, domnul Bilă. Vă salut, prieteni, mă vedeți? Da, Leo. Am venit aici la doamna Stella. Ia, dăm puțin acum. Că n-am trepiedul și eu nu mai pot să filmez fără trepied. Are mine, zic că vine, mă. Ei, nu mă intre pe trepiedul ăsta că filmez. S-a dus o cană de vin. Iară să beau, doamna Stella. Puțin, nu mult. Hai că mai remin când vine Marița, prieteni, când vine Marița. Revin. Gata, prietene, e Marița, vară mea, o știți? Fac cadou, domnul Leu, că a venit pe la mine, nu vine de atâta timp și fac cadou o bere de asta. Acum că e... Bere! Bere! Gata, prietene, nu iau acasă pe asta. Am voie să iau acasă, dar că mi-ai făcut un cadou, păi nu o beau aici. Să-ți dau și un gânaț acasă. Mamă, mulțumesc, Doamne ajută, prieten, dar pe bune. Eu n-am mai văzut așa ceva. Haine, că în ce? Nu e Heineken. De serios, ce bere e, mamă, am crezut că e șampanie. Am crezut că e șampanie, Marița, dar cred că mai bine o țin de Revelion pe asta, berea asta mare. Da, o țin de Revelion. Deci, pe bune. Dar chiar de unde ați luat-o, ca să iau și eu? Am luat-o de aici la noi, am comandat la fete, la 2 pași. A, la 2 pași o duce la noi? Da, duce. Doamne, ce bere, e scumpă bine o bere de asta. Nu e scumpă. Câți bani? Nu, 200 de mii, adică 20 de lei. Vedeți, prietene, 20 de lei o bere de asta. Bere la kilogram, dar ce la kilogram? Bere la 2 litri. Un kil jumate, 2 litri are. Scrie, uite, a, un kil jumate, așa e, Bila, așa e. Gata, o să bem. O să beau mâine, prietene, acum berea asta. Dar era bună că era rece. Nu astăzi. Dar dacă am băut... Pentru tine. Serios? Pentru tine. Gata, o iau acasă acum. Că tot ai fost plecat și a zis asta o duc. O iau acasă, doamna Stella, berea asta. Iau acasă că ți-a pilatulat-o, Marița a zis să bea și vărul meu o bere de asta. O, Doamne ajută să trăiască 1000 de ani, Marița, uite că mi-a ținut berea, prieten. Revenim. Prieten, mi-a adus iar o oală de vin, doamna Stella, să trăiască 1000 de ani. Vin din ăsta, dar nu face rău, știi de ce îl vei tu de la mine? Iar îmi dați acum. Dar nu face rău. Ăsta e babă cu babă și albunele și negru și ananas. Atunci o să beau un pahar Stella să băs și eu cum e acum. Cum ia să vedem. Uite și tu. Cum face morboroasă. Uite și tu frumusețe. Unde duci Mimi? Ia e Mimi, pata lui Marița. Uite cum spuse, uite, dar uite cum e Rubin. Rubin de vin, nu e așa ceva. Vezi ce frumusețe de vin. Doamne ajută, Doamne ajută. Vezi ce vin. Pune și ție jumătate de pahar acum. Îmi pun și mie. Așa, jumătate, dar pahare mai mari, nu puteai să te lasă ei. Sunt paharele mari. Așa, să pune că te pot sână în ele, nu mult. Hai, noroc. Hai, noroc, sănătate, doamna Stella. Să fii sănătos, doamne, noroc. Ajută. Nu bei bine și tu pahar. Nu sunt șoferul tău ca totdeauna. La mulți ani pentru astăzi, 1 decembrie, prieten. La mulți ani pentru România, pentru toți românii noștri, pentru peste tot. Iar am luat o razna, prieten, cu băutura. Hai, domne, cu bar, lasă-mi unde asta. Nu știu, dă-i, mă. Mi se pare că e ca cabernetul, așa are un gust mai... Da. Mai negru, nu? Damijana... Băi, desfac de la mine, Damijana. Damijana e jumătate, mă. Nu mai des pe Damijana, ce mai e?
De ăsta bea mitel. Negru bea mitel. Să simtă că bea bine. Da. Să simte, mă certai cu el acum. Și unde? L-am zis, nu mai bea. Unde e mitel? E la petrecere, la 1 decembrie. Păi acum, el îi bea în fiecare seară. În fiecare seară. Bă, în fiecare seară îi bea. L-am văzut. El cu uri. L-am văzut pe și face live pe Facebook. Face live. Mă cer cu el să nu mai facă live, să nu mai facă chestii. Dar trebuie să pună damigeana pe masă și să facă live. Păi stai acum, că are și el un porc, să-l tăie mânajul nucleciunului. Și a zis că pune porcul pe masă și damigeana pe masă. Merge, așa merge. Așa a zis că face acum. Păi așa trebuie să facă. Nu, mama, lasă că-l tăiem mai în ajunul Crăciunului, punem damigeana pe masă, punem porcul pe masă. Bine, are prietenii lui pe aia de la Piatra Neamț. Da. Ciuică, bă. Mă, ce are? Băieții ăia buni. Băieții lui, prietenii. Nu am făcut nici o combinație cu ei. Păi nu contează, dacă ești prieten. Mă, dacă ești prieten, trebuie să faci combinație. Băi, Leo. Până la urmă de la prietenie mai facem și câte o combinație. Păi, mai facem și dacă nu se poate... Păi și dacă nu poți să faci, ce prieteni mai ești? Nu se face combinație cu toată lumea. Atunci înseamnă că se ia de muire. Combinație, unu, doi prieteni se ia de muire. Sau oadă muirea lui amică, Maria. Oh, lasă tu de muierile lor, nu mai vorbi de prostii. Că nu ia bărul meu când bea doar să-mi bată, nu se mai uite la muierile oamenilor. Da. Ele prieteni cu toți prietenii, cu toată lumea de acolo. Cu toată lumea, de la Piatra Neamț, de la Iași, de la... De la Iași, de la Ciuri, are mulți prieteni. Are mulți, are, știu. Până cum gheara aia pe nevoasa lui. Stai să vezi. Polul ăla. Stai, da, Polul e prietenul meu. Salut, Polule, de la Piatra Neamț. Te pupăm. E om ca lumea. Da, e cum să nu-i prietenul nostru. Polul de la Piatra Neamț, mă, cum? Îi doarme la ring. E prietenul nostru. Nu contează. Revenim, prieteni. Nu mă țin mână așa, hai. Hai că, frate, nu mă țin mână. Salutare, prieteni, uitați, i-a adus patroana lui nepoata ei și rusora ei lui Stella. Uite și lui nepoata. A adus aerie de patroane. A adus aerie de patroane. De ce n-ai mai venit? Ai zis că când a venit eu acasă nu-ți mai trebuie nimic. Nu mă băiat. Uite să fii sănătoasă, uite am dat lui Leo o bere de asta să dea și el acasă. Să luați acasă. Să de unde-i bere asta, mare? N-am mai văzut. Uite, i-a picurat cu Leo. N-am mai văzut bere. Păi îi comand și lui acum de Crăciun dacă îi place, să dea și el mai mult. Păi noi suntem pe două. Unde e Alin? De ce ai luat pe Alin și pe băiatul mică? Tot vrea să vadă, auzi că a zis că... Puri tot îi dai sărac și ai adit acasă, mare. Da. Așa. Da, mă, trebuie să-mi pune să-mi nu, ala mică, da. Mimi, de ce nu l-ai adus și pe Ami? Nu l-ai adus pe Ami. Pe Ami nostru, pe David, da. Pe David, să vadă și el, am și el patroană. Să vadă și el unde stă, unde stai Bill. Na, Bill, hoțule, te dai lovit. Ia și el acum, da. Așa, Marița este nepoata lui doamna Stella, lui patroana, prieten. Dar și lui doamna Stella, mă nebunit și eu. Nepoata lui patroana de la Strehaia, tu așa și-ai contul de YouTube. De contul de YouTube ca să te urmărească prietenii. Dacă vor să mă urmărească și pe mine, că sunt nepoata lui patroana de la Strehaia. Să urmăriți. Pe Marița, nepoata mea, să urmăriți că poate toate bunătățile și mâncăruri cea mai bune a învățat-o mama mea. Da, da, Marița, dar acum e de și nouă parfurie să mănânc și eu, chiar dacă e de la patrona. Da, 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 Marița, da, 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 mai pun loc frumos pe vinul ăla. Ai un micrea cărăi, ai luat-o rândi. Tu n-ai mâncat acasă în cioarbă? Jumate de tucea mea, unde-a luat acasă. Mi-a dat Da. Nu ai comisionat. Da, dar cine a văzut cerita o scrumă pentru delo pentru mine. Să le momentii când am șirut, le putem. Avilo da pa. Avilo da pa. Am vrut să-mi dau gremi, dar mi-a mai vorbit. Uite aici vino cu aște bine să vezi cu hernie. Uite aici vino cu aște bine să vezi cu hernie. Uite aici vino cu aște bine. Leo, vezi că n-ai voie multă fasole, că ai diabet. Ia, stai, să mai pun înapoi. Iau doar o lingură de...
Ia pentru astăzi, că e 3 decembrie, da. Ia pune pe Marița să mănânce și ea, hai vină Marița. Eu nu mănânc fasole, că am probleme cu ferea. Bună altă mă ligură, mă ligură, mamă, prieteni, ce cum îți face. Bine ai făcut patana, că eu n-am făcut, n-am pregătit fasole, dar pregătiți altă mâncare. Așa se pregătește din piața de România, fasole cu ceva. Ce bună e! Aduc acum mama. Bravo! Vezi, mamă, ți-ai mâncat ciolan și nu i-a dus și mâncat. Ce hale măge? Păi, dar ce hale măge și el? Ele bai ciolanul de potieri. Ce sine? Hai să pe de patrona. De rog. Ce-o mâncători, Mimi? Ia de mă furculiță, Mimi. De furculiță, păi, de genul. Mâncăm cu asta de asta la vila. Ce de furculiță acolo? Ia uite, vila, uite. Cu asta, cu asta din ciolan. Cu asta, cu asta și ciolan. Da, 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 tu nu mănânci. Tu mănânci curcă de la nepoată, da. Nu mai nu mănânci tu. Aduc acum patrona că am pregătit în spate să aduc aici să mănânce Leo. Chiar că e pastora de bună. A pregătit pentru Leo o curcă, cârnaț. Da, prieten, dar de bună ce e, de, chiar că e 2 decembrie. Mamă, ce bună, da. Mamă, ce bună. Și nu arunec. Bună, bună, bună patrona. E cu aromanul cu tine. Lebe! Gelete! Oh, gata, gata, nu mai pune. N-am mai pune. Ia romane, ia vezi. De la 1 decembrie. Patroană, vezi că n-ai mai trecut pe la mine de mult. N-am mai trecut, Bill, că avem treburi și noi. Ce? Mai trebuie. Avem treburi, avem greutăți. Am băut doamna. Dar l-a făcut foarte frumos. Am băut și un pahar de vin. Marita, vină mai mânca și tu. Vine acum să arde mâncare pe foc. Unde e brigheta? E 1 decembrie astăzi. Dănișa. Hai, hai, mănâncă și mănâncă din jambon, Nicolo. Mamă, eu nu pot. Am deja pe ăla. Am nimic, și rece, hai tot să las. Hai tot cu mine să las în patul ăla. E sărată? Te-am găsit tu, arba. Băi, Leo, gata cu fasolea, că vine curca, vin mai alte pregătiri. Lasă-te mănânce fasole, e mie. Patrona, astăzi, băi, astăzi e 1 decembrie, prieteni. Chiar că e 1 decembrie, prieteni. Chiar că e bun. Pastole, mâncăm păi fasolea dă mirosul de 1 decembrie. Fasolea, mâncăm iernie de fasole. Și nepoții mei mănâncă purcei. Tot ce mănâncă juie. Mănâncă purcei, mănâncă... Nu, purcei, tu, bă. Pune de mașină să mâncăm și noi o bucată de purcel. Păi de ce nu ne-a... Nu te mași pe mine, poii, că n-așa lui la poteta. Să te patroana. Da. E bune. Mâncăm și noi ce putem, patroana. Lasă. Se duceam și eu. Ăla l-a așteptat pe Leu, așteptat pe Leu. Auzi, pui un castron de ăsta de pastore și te duci la ei. Păi hai să mă bagă, dacă mă. Le duc la drum. Dar nu e acolo. O, unde mai duc nou? Ne pot doi. Mă, lasă. Dar auzi, ți-a băut. Fata lui. A luat un pes de la cu piață și a dus el acolo cu pes. Și la pes? Da. Când ce te bagă celor? Cum ne-a întrebat? Mm. Oh, se ligă. Să revenim, prieteni, revenim, da, gata. Oh, ce ne-a adus Marița? Uite, uite tu ce ne-a... Uite ce ne-a pregătit. La... Mamă, câtă mâncare! Mamă, patroană, dar parcă mai mâncăm. Și... Mai putem să mâncăm patroană. Cum să nu mai putem? Ți-a oh, făcut uite și cărnați, să vezi ce cărnați de mână ți-am făcut la mine. Uite ce lumeniță. Păi cine mănâncă atâta Marițo? Eu știu că la noi, prieteni... Vezi, mamă, pregătire ce face nepoată mea. Ce sârbește. Păi așa trebuie și Leo să respectați. Mă, mamă, sârbește la tine asta. O să. Vezi? Mi-a fost patroană chiar doi dor de el, n-a venit de atâta timp. Și cum să nu pregătesc? Lasă, ai pregătit acum prea mult, Marițo, că nu poți să mănânc atât de mult. Mă duc să aduc urnat, să vezi ce cărnați.
ce cărnață am făcut. Deci vedeți ce murături a pregătit vara mea, prieteni. Uitați, sunt mai tari care noi. Uitați, doamna Stella o servește pe patroana, pe sora ei. Gata, mi-ajunge. Hai, gata, puneți și lui domnul Roman acolo. Ajunge, ajunge Mimi. Pune aici, gata. Tocmai e lumnică de amas, soacă. N-am mai tot mas. Mă lasă că e destulă. Cât mai tot de amas? Pune untură la patroană. Și când înseamnă untură, prieten, untură vrea patroana, de asta galbenă, de rață. Untură din aia. Ia pune acolo la domnul Roman. Gata, gata, gata. Gata, 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 Mimi ajunge. Stella, mulțumim frumos că ne-ai invitat aici la tine, la fata ta, mulțumim frumos. Gata. Hai. 100 de mână. 100 de cârnați așa de mână. Ce te ți-a făcut? Uitați, prieteni, cârnați. Cu ce le-ai tăiat? Cu barda, vedeți? Cu ce la ți-ai făcut? Cu barda. Patroana te-a făcut ce? Cu barda. Auzi, patroana. Auzi, patroana, ce cu barda la tăia, cu barda. Bă, a făcut și aca, de ce? Barda. Se mănâncă și ea, se barda, de ce cârnați? De ce rândă, patroană, de ce cârnați? De ce rândă, de ce cârnați? Mamă, că ea pune luleu, dar vezi că e felul. Doamne, nu mai fac. Ia-ți-a văzut. Să-a mă răză. Nu mai fac. Să-i iau o cază. Hai să-l aș mă duc să desfacă, dar mijeală de mii. Aoleu, iar. Păi nu mai, se mai bem. Nu, patroană, nu i-am zis. Se mai bem alta. Hai să-i, uite. Uite și desfac să-mi dea patroană. Păi am bemut ca casa, am bemut. Păi lasă de la noi, nu mai înseamnă. Filmează, patru, unde ai? Am lăsat acasă. Dar din unde vei o nevoie? Mai tot de-a bricotura. Hai, de-a bricotura. Dar 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 de-a să trăiască familia, tata, mama, fete, tale. Să fii sănătoasă și tu. Să fie sănătoasă. O, Ana, hai, vorbim de mine. Dai furculiță, mamă, dai furculiță. Gata. Avem multe furculițe. Hai, Dana, cu tine, lași mai și el, merite și el. Lași mai și el, cu acum vreau să fie o foame, aș fi mâncat fai de mine. Uite, avea că foamea de mine. Mă rog, puscă-mi. Cine vă duce voi? Șoartă, e hămânul. Lasă-l în pace, bă. Bă, lasă să mănânce cum vrei. Am uitat, prieteni, că trebuie să mă dezbrac, că e căldură. E căldură, nu-i bă. E căldură, nu-i căldură. Tu la tine stai cu îmbrăcat, că nu bagă patrona. Îi face maică-sa acum lui. Patrona, uite, eu am lemne pe curent. Și că dau pe lemne. Toți banii, toți banii aia. Mariță, e, fac foc în tiracotă. Nu, prieteni, stăm aici, dar dacă fură curent, nu mai stăm. Nu fur, pe ochii mei, dacă adică fură. Adică plătesc pe mine, pe bune. Nu, plătesc tot. L-am furat, m-a părât țiganii. Furat, m-a părât țiganii, da. S-a făcut dosar. S-a venit și mi-a făcut dosar penal. Și ei a pus căldura cu dacă mă iarnă asta. M-a pus la Craiova, la șeful mare, să caut pe țiganii. Mergi cu mine acolo, mergi cu mine. Să caut de tot. Mă, Radu, stai la mine, mă duc la căldura cu nu e vorba de aia. Hai, mănâncă la prietenie. Eu de mult am mâncat treaba asta, că am zis pe toate blogurile, că n-am făcut, eu stau un pic. Și țiganii stau la cămașă. Trebuie să mergem la Craiova. Trebuia să mă ajute și pe mine, Romane, să vină cu oamenii aia care trag capurile prin pământ, să fac și eu, să pur și eu cred. Păi, dar zice patroana, mă. Patroana, tu o hoț, zice că de un mare cunoaște. Patroana, dar e mare de frică, ai văzut? Am făcut de geamurile de prima dată de-a dat punenturile jos. Acum e cum stă la căldură. Cum e patroana acum? E stă la căldură, stau în cămașă. Cum a mers Ivan Romana? Plătesc curentul. Am înțeles, Marisa, am da. Am înțeles că nu fur tu, dar fură el alții. Da, ea, las. Toată treaia, du-te peste tot să vezi că nu mă punem furat. Lasă că nu fură, nu mă duc eu la ceva mare, la treaia. Nu râde de noi că plătim atâta bani. Da. Bine, bine, bine.
Mine, vezi? Ce tine te lasă? Am de departe. De departe, de ce? Filmez cu 09. Mai filmează și mai de aproape, așa cum... Cum taie? Cum e mâncarea, că este mai bine. Așa că cum ca să știi pentru altă dată. Așa, vezi? Așa, pe din față, mă duc să vin seama la mijeană de vinul patrona. Nu, mai să vezi cum e, că beam și un bar cu ea. Hai, lasă patrona, dacă vrea să zic bacul, dar nu mă la mâncare, la cârnață, uite, avem și noi de bă, nu mai pot cu cârnață. Deci niciodată, eu acasă când mâncam, ați văzut, prieteni, deci chiar m-am săturat, nu mai pot. Dar nu pot să las mâncare, tot mai mănânc. Cum să o lași? Nu știu că nu mai pot, avem băgat altceva în tine. Nu mai pot, patroane. Am băgat ieri, am băgat altceva. Am băgat patroane. Am cumpărat eu o curcă, strut o curcă. Auzi, patroane, am mâncat ieri mie. Mi-a venit și ea de duicul de tine. Mi-am găsit, am băgat, mi-a venit, te duc și mine, să iei un curtan mare. 5 milioane. Dar ce mai faci? Prietenul nostru, salut, dar de duicul, dacă ne vezi. Te pupăm. M-am gămat de tine. M-a dus să te sac cu patroana, dar mi-am zis. De care mi-l-o mărâne patru, pe șoza, uite-a nu patru. Că o mănânc pe care mi-l-o. Doar de ziua cu patroana. Dar de mi-l stăte de ata vreța la București, că n-am uleit cu mine. Hai, dar cu mine. Hai tot că n-am cu mine. Da, o mărâne. Gata, fă-te sănătos să umbli cu leu, cum umbrai. Lașa leile, cum o să vin. Așa, o. Să facem bani. Eu în prima fază am avut bani mulți și vrea sănătate multă, maxim. Eu nu mă întreb, facem și bani. Facem și bani. Să are nume. Mie nu trebuie bani, trebuie un patroar. Un patroar. E sânge de ăla, nu e de bani. Trebuie patroar, nu? Să avem sănătate. De bani. Și libertate care e mai mare ca toate. Valeule! Tatăl meu făcea bani de demult. Tatăl meu n-a murit sărat. M-a murit altul bogat. Tatăl meu a murit bogat. A arătat o găleată de aur și un platou. Și după aia a murit. Dar la alții au murit săraci. Le-au îngropat alții. Tatăl meu cu tatăl ei l-a îngropat fratele meu. Fratele meu a murit, a lăsat galbeni. A lăsat aur. Tatăl tău a lăsat aur. Dar ce faci cu alții care le-am îngropat alții? Și o să mai dă mai. Da. Neamul nostru a murit bogat. Nu mai să ne dăm mari. Nu, nu are treaba nimănui. Nu ne dă mari, dar noi suntem de neam. Nu, dar la noi aici, voi nu știți, dacă îngroapă cineva pe cineva, îngroapă primăria. Da, primăria, să ne îngroapă pe ea, noi avem bani. Noi avem bani, că neamul nostru a făcut bani oricum. Patroana, i-a făcut eu camijana de vină. Și ce vă, patroana, eu am pus vinul în camijana de vină. De 25 de chile, uite. Bine ai făcut, ai făcut, ai făcut în 2 chile. Uite, din beci, uite cum e, uite în ce culoare. Ia să dă mai așa. Auzi, fie Marisa nepoată mea să... Păi ia la... Dai-ți o rog să trăiască copiii, familia, tatăl, mama, ta. Să mă dea Dumnezeu să vă sănătate. Bacă, bacă, nu iau așa. Un bidon acasă. Îți dau. Bacă. Și dumneavoastră să fii sănătoasă, să-i dea Dumnezeu puterea la copilul tău. Da, să pilească, punea rurul. Nu, nu, lasă bine că te-a sunat Marisa să trăviți. Nu mai să-mi dau acum. Cum o, să mă acum, nu mai face. Cum ai bere, ai vin, ai toate. Dă paparul, Marisa, n-am tăbut, dă paparul. Doamna Sera, eu beau de 3 zile. Dar acum dacă mi-ai dă Marisa o sticlă acasă, nu-i ne trebuie să o beau. O beau patroane. Cum veni seara asta în pat, unul da. Nu, cum să beau bine? Nu, macă, nu, mobil, cum? Bea bubul ăla, al meu. Când eram bine, îi luam în fiecare noapte. Bea bine, beau seara. Aia cum să vezi cum e. Știi ce ai spus? Nu șeful la SRI! Hai, sănătate, doamna Stela, noroc, patroana, la mulțean, pe 1 decembrie! Marita, la mulțean! Marita, ai Marita, la mulțean! Pe 1 decembrie, să iasă familia! La mulțean, decembrie, la mulțean, bine! La mulțean, prieteni, să fiți sănătoși și să fiți iubiți de 3 decembrie! Băi, nu vrei la a doua parte. E diferență? După la a doua parte. Ia, dă-i acum. E diferență. Am văzut eu că... Vezi și la culoare. Leo, tu știi, tată, eu când mă apuc de băul, că beau vreo 30 de litri. Bă, e bun vinul.
Nu că nu e cu bani. Dar e tot tare, mamă, bea cu apă. E tot tare, da. Bea cu apă. Mai fi un pădurier o vreo să fac. Nu se spune Bobu Emil, că știi ce a ajuns Stella? Mă, mai bagă bine. Bagă-i acum, bagă-i. Știi Stella ce a ajuns Bobu Emil? Nu. Bologa Valentin în timp. Șeful la SRI. Cum? E șeful Bol. Da, da, idei. Bubu al nostru, Bubu. Mă, care era slugă, da. Care era băgat la mână la scoțetul de Bol. Care era băgat, da. Care era băgat, da. Care intra la scoțetul de Bol. Care a făcut galbenii mei. Și l-a salvat Mituș, l-a salvat atunci. L-a salvat, că era să mă urmă. L-a salvat, pe bune. L-a luat Mituș. L-a luat și l-a salvat. Bobu Emil, mai mâncam din curcanul ăsta. Uite, zice, așa ajungi, Bobu. Am curcanul, deci, prieteni, să mă iert de curcanul ăsta, dar n-avem cum, trebuie să mâncam. Tot am dat gura, bine, nu mai nevoie. E Dorel Țânțăreanu, ce mai știi? Mai Dorel Avel. Dorel Țânțăreanu e bine, s-a înscurat și el în Anglia. E băia fain. Leo, Țânțăreanu, Bin, ăștia au fost elevii tăi, îți duceau cu preșurile. Și acum să dau șmechii în fața ta. Eram slujii lui. Păi n-am putut să zic așa. N-ai vrut. N-am vrut. Îți duceau și îți spurau ciorapii, îți spurau parfoamele. Erau băieți mei. Și acum să dau șmechii, nu? Erau băieți mei. Vrei să zici că ne dăm la el? Eu am făcut al bătrân când s-a dus cu el și cu Mitru la București. Ei aveau ciorapii în picioare. A stat moșul cu ei vreo săptămână acolo, la hotel. Ce făceau? Trăgeam ciorapii de pe picioare, ei nu le mai spălau, erau ciorapi scumpi. Dădea câte 10-20 de euro pe ei. Și le arunca, ce a făcut moșul? A umplut plasa, a strâns ciorapii lor. Și le-a dus acasă. Vrei că poate zi de acolo, ia să vezi. Ce trebuie din tău? Erau ciorapi atunci la modă, Pierre Cardin. Da, Pierre Cardin. Da, chiar luam. Când deci, prieteni, să trăiți, prieteni, bă, pupă, mai avea un pahar acum, patrune, te-ai al doilea. Măi, minutare. Au, iar treilea asta pahar. E minutare, nu mai e. Bă, dar era venit patron să ne urmărească. Dar cine n-a adus? Nu mai tai cu el. Ce ai căutat patrune? El a mișcat un frumos. Ce ai căutat cu el? Noroc să te iartă Dumnezeu, stăpiți sănătoa, maica, să vă dați mai ajută. Noroc, domnul Roman. Bă, Leule, tu ai avut bani oricând. Bani faci și n-am putut dacă n-ai ieșit de bani, că nu mă interesează. Dar eu nu deranjez lumea să dau vârful la muzică, să cânt de muzica toată noaptea. Păi zice lumea că mă deranjează. Mă deranjează, că sunt bolnav. Ai început acum să faci ăștia, videoclipurile cu muzica, am văzut foarte... Am văzut că ai făcut... Nu te iei la mie acum să trebuie. Nu, că nu vrea, lasă-l. Bine, nu, lasă-l că nu vrea. Și am văzut că ai făcut foarte frumoasă melodie pentru doamna Anca. Da, am făcut pentru doamna Anca. Am văzut că duci lucrul cum zice, că nu știu cum e melodia aia. Luna de mieri, luna de mieri. O duci în luna de mieri. O, mai trupă, mă duci în luna. Ia aia grasă, că-ți dă mătușe, da. Da, aia grasă și n-am voie să mănânc numai. Grasă, că e curcă. N-am voie grasă, dar așa mănânc și eu de curcă, mănânc aia grasă. Curcă. Și că... Mere, ce? Am văzut cât e inimeara la patrona la melodia aia, cânta da. Melodia lui Tasu. Eu am știut că aia e melodia lui Tasu. A cântat patrona Dumdalada. Păi Dumdalada, Tasu cânta melodia aia și nu știi. Pe el chema Dumca, prieteni. Spune cânte, bă, nu știu niciun cânte, eu te găspun la lui bunicul meu. Și a cântat la studio. Am plătit 5.000 de euro pentru melodia lui patrona. Ia să vedem cum e cârnați ăștia din bani. Eu am mai mult decât ăștia. Dar mai mult decât ce mi-a haos. Stelica, cum a zis patroana că a făcut cârnați? Din barză. Da, bravo, Marito, de barză e făcut. De barză. Bă, de furia tăia, dacă... Din barză. Bă, că nu mai mănânc. Mai are cuțite, le mănânc. Are mulți dușmani, dar are cuțite multe. Are gym. Dar pe bune, uite, curca asta, prieteni, la noi aici sunt curci de 20 de kg, 25 de kg, o curcă. Asta e din țară, de... Și curcați cu 30 de kg. Atunci, de ne-am fost pe aia. Am comandat 2 curcani de ăștia. Mar de 30 de kg și 2 biței. I-am găsit la unii, te chem când uite ia biței, te chem Romane. Hai, hai, zi pe mâna, ia, aleo, hai. A biței de aia, cum îți plăceam, nu e, chemă cu Romane. Cum erau, Dana? Hai, zi, zică. Să vezi cum arată. 100 de milioane, 2 biței. Aleile, ok.
100 de milioane cu tot. Aia se merită carne de vițel. Acum când ia patrona de la YouTube, ni le ia viței și cu tata. Moș, cum te cheamă Iacob? Vino cu acele. Iacob. Hai, ori de mă. Mă s-o curtea Iacob. Ia să vorbească și Iacob pe canalul meu. Acum se trezi. Vorbești cu ceva. Ia pune pe el acolo, poate vorbește ceva. Fen babu, care să. Da, babu, salut, 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 Leo. Salut, Leo. Tu ești din Cărțorodesc. Ibe, e patrona Serene Cadea Bușo. Cadea se patrona Barbarica, e la Lovie. Că la Galbi. La Galbi, e Lovie. E patrona la Galbi, e Lovie. Cadea patrona, e putar la Galbi. Sunt tu, Galbi, sunt tu. E ta ceea ce e mult. Sunt tu. Ia ce vede să nu. Ai tu, n-ai tu. Mai bag aici, e senzația asta, curcanul ăsta. Păi ia, e numai în contura ei. Ia-ntinde. Păi întinde cu pâine. Să bagă lumea, mănânc, vreau să bagă lumea. Ia-ntinde, ai-ntinde să vedem. Uitați, prieteni, pentru voi o fac acum. Mănânc pentru voi, ca să vedeți și voi cum mănânc. Ca să meargă vinul. E senzație, deci pe cuvântul, dacă nu e... Bun, ia el de gără. Bă, dar cine știe, așa e, că nu poate să facă untura asta galbenă. Uite, vezi? Da. Ce e? Cine? Vrei să face lala? Pune un lala de acum, mai pune mâine. Oh. De pe el acolo, să vedem ce păi face. Păi e ca el, Andrei. Ia o mânică. Uite, veni patrana. Ajun. De greună pură, că vină pură. Pe el, mă la de aici, am văd pură. Cine crezi să ia? Pe mult, da. Dar tu mult. Mult, vezi? Așa, bine. Salut, Eva, Taro! Te trăiești! Ura, te-a de te mai bine! Te trăiești, Iacu, te-a venit, Bartaro! Iacu, salgă lui de patroană! Hai, hai! Hai, durări la mea și pe tu pe! Da, mă, 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 Patroana, cum ai putut să lași pe Leo și a băut 7-8 pahare de vin? N-a beut la Leo. Dar e bun, patroana. Nu, am băut al cincelea. M-am băut al patroanea. Al cincelea. Ia gără, dar... Ai băut tu acasă pe aia. Pe pierd, da. Eu n-am băut. Mă duc să încălțesc vin, mă duc să încălțesc. Hai că mai ești ce vrei. Mai e? Mă duc acasă, mai beau pe ea. Mă duc să încălțesc și eu acum, să mă aduc caldă. Nu mai. Nu mai, că plecăm. Da, da. Cum să pleci, lasă să încerc. Destul noaptea, făcurăm decembrie. Ia mă duc să mănâncă curcanul. Să strângem, să mă duc. Nu mai aveți ce mai mâncăm acasă. Un bine, să-i punem un leu. Încă mergie de aia, te duci tu la nepoții cu hernie. Pui într-un cazul de la mare și te duci și le duci. Mănâncă aia iernie. Auzi, păi iernie, că e 1 decembrie. Le-a mănâncă purcei, mănâncă. Care purcei? Mănâncă și ei. Mănâncă și ei, pastor. Tu nu făcea iernie. E nepotul tău, Dori, mă mănâncă și ei. Mănâncă și ei, făcură. Dar Dori, acolo, mănâncă și el. Lasă, mănâncă și el, mamă, că el a stat lângă tine la spital. Dori, Dori a finanțat peste tot. Ce-a finanțat e nepot. Mi-a dat 10 capete. Lasă, e copil și el tine, ce ai cu el, să facă da, pentru că e copil, zice patroana că e copil mic. Să aibă gazii cum aveai tu, să aibă să patroană, toată dorința ta e să fie copilul meu lângă tine, să-i faci mâncare, da. Să-i dea, să dea, să-i mănânce. Să-i dea bani mulți, să galbeni mulți, tu ai avut și galbeni și tu și mai ai. Trebuie să-i dai de ea un iubit. Auzi, Marisa, tu și am auzit de pitulam în 10 părți. Și ce am făcut? S-a dus oța părmat și la mormânt la bărbatul. Lasă, patroană, că mai a luat ce de la bărbatul meu și l-a luat fără nimic. Că așa e teția. Galbenii, ascultă-mă, galbenii sunt cruce, ei sunt ai lui Satana. Tu n-ai văzut? Banii iau cu cumeaua.
Nu e nimic. Lasă, te dai lovită, dai un leu, 200-300, să-i facă dar în blaua. Mariu, cum banii au cucumea? Ce-ți zis patrona? Mi-a văzut cioară pe aia de 500 cucumea. Aia cucumea? Pe 500? Da, cucumea. De aia nu-ți dau banii. De aia nu-ți doresc banii la Dima. Vin banii, vin și nu-ți doresc. Vin banii, vin și nu-ți doresc. Să vă vedeți prietenii aia de 500. E cucumeava pe ea. Dar în galbeni e ceva, în galbeni. E și în galbeni, e șerpele. E bine la bună mea că sunt vulturul ăla. E șerpele ăla și e cu... Să-l bagă vulturul, dar noi. Ba, vulturi e pe el, da. Vezi, noi n-am știut până acum. Vezi, mamă, ce... Am zis eu că patrona e mai deșteaptă ca tine. Bă, m-au uitat de pelurile de galbeni, mamă. Nu, vezi că e așa... Mariță! Am avut Napoliona, mă încălc și am avut toate pe-a. Da, măi, că vă lasă, gata. Ținem vlogul, prieteni, vă ocupăm, ne mai vedem mâine, mâine. Sănătate, toată lumea, România, sănătate. România, sănătate. Doamne, Marița, ce ne-a adus? Ia uite ce ne-a adus. Bucătarule. Bucătarule, ia uite ce ne-a adus Marița. Marița, uite. Uite, am adus, am făcut, am făcut cârnați din bar, zau, zau. Mă duce, bă, tu cu hernia aia, mă aștept cu hernia. Pe ce cârnați? Bucătare. Ia bucătare și tostică de vin. Ia aia bucătare, că ți-a adus și ție porția ta, uite. Uite, cârnați de 1 decembrie. Din ce sunt cârnați? Mănâncă ursul și tu, hai. Făcute din barză, nemai poleni. Din barză așa. Curcă de aia mare și-a tăiat. Și înseamnă că ți-a pocit. Băi, bucătare, îmi pare foarte rău, dar asta nu pot să o las, mă. Uite, am dat lui o bere. O bere, mă, bere. Am zis vezi? Că nu mai iau bere de asta. Tu, bucătare, ce faci acolo? Uite, ești cu ceaunul în față. Aoleu, uitați cu ceaunul, prieten, dar e rece ceaunul. Ia puneți-l ceaunul pe foc, ia pune ursule. Dacă nu, pe era gata, dacă mai e foc acolo. Din Beji, uite ce mi-a adus Marița din Beji. Nu mai farfuria, lasă. Am plecat ca la țigani. Gata, plec. Unde pleci, pleci Marița, acasă? Plecam pe Iacob în mașină. A, am înțeles, e și Iacob. Da. Se duce la Nașu acum, care e lăutare. Da, se duce acolo, se duce. Pe cărge cu brânză, da. N-a adus la da, pun în coș, uite, îmi pus patroana în coș. Mulțumim Doamne pentru ajută, tot, Marița, patroana, mulțumim pentru tot. Doamne ajută. Ia. Du-te, ursul. Stai să vină ursul. A plecat, a plecat. Măi, bucătare, încălzește cea unul ăsta, să vedem ce e în el. Stai că mă duc până înăuntru să mâncăm hernia de fasole. Stai. Mănașule. Da. Mie mi-e rușine de mata, știi că eu te respect. Ia zi, dar cum ne lași cu fasolea în ceaun, cu vinul? Nu mai vine nici să mai mănânc aici, de unde e. Hai, ia și mănânc. Nu mai mănânc. Păi cum m-ai lăsat cu mâncarea? Ia, uite, am pus la țigani, uite ce mi-a dat de mâncare. Păi cum m-ai lăsat fasolea? Lasă-ți că au mâncat țiganii. Dar chiar nu, bucătare, unde e fasolea? Eu am mâncat acolo fasolea. N-am mâncat deloc din fasole. Ia, pune netuciu pe masă de fasole. Nu mai pun, gata, te-ai mâncat acolo cu curcan. Patroană, să ne punem și noi o hernie de pasole aici pe masă. Precintă. Ai mâncat o precintă. Te uite, mănânci iară ca haprea mănânci. Uite, arată aici la prieten ce am pregătit pentru tine și văd că nu... Ia de cea unul, pune-l pe masă ce ai pregătit pentru mine. Pune-l un tocător aici. Un tocător, unde e tocătorul? Pune tocător aici și pune cea unul pe masă să-l vedem. Nu e așa, bucătare? Dar am văzut, am mâncat o farfurie de pasole, chiar a fost foarte bună, pe cuvântul meu. O mâncare de iar nu i-a voi mâncarați? Da, păi da. Nu, mănașul, eu chiar m-ai supărat. Eu nu mai vin să-ți mai pregătesc, că mă lași un cuie. O, să vedem hernia pentru tine, ce era. De prieteni. Vedeți hernia de pastore, prieteni. Uite, ciolanul, hernia prieteni. Făcută de patroana și de cutunița bucătăreasa. Și de bucătarul lui Leo, prieten. Uite, ia mai ciorbă acolo. Ia mai, mai bagă, a mâncat o porcă. Dar nu... Dar nu... Dar nu... Să tintă ochii ca ai tăi. Nu, că îi se lăsa. E supărat, îi s-a uite. Foarte tare. E supărat că nu ai vrut să servești cu el fasolea de 1 decembrie. Deci servim pastole de 1 decembrie, prieteni, și vin pierd. Merge pastolea cu mii în fier bucătare. Merge, merge. Merge, hai. Patroană, tu mănânci ca haplă, ia mai mănâncă, mai bagă. Să-ți fie noapte.
gata. Mâine dacă mai ne inviți, nu mai venim. Ia bagă, da, eu vreau o coastă, nu vreau ciolan, mai e coastă de aia pe acolo. Este, dar stai, prima dată spun fasole și spun coastă pe o farfurie. Mamă, ce bună fasolea. Atât. Gata, să mă iertați, prieteni, să mă ierte fasolea asta, dar o mănânc acum, îmi cer scuze. Îmi cer scuze și eu la fasolea asta. Nu trecea bine, nu pot să-ți așa ceva. Stai puțin, pune tuciu tot pe masă și ăla, ursule. Pune-l aici. Lua puțin. Atât ajunge aia. Cu asta, ceru cu asta. Pune acolo, bă, acolo. Pune aici, aici, bucătare un mic. Hai, pune aici, uite, aici, aici, aici. Acolo, acolo. Hai cu ciorba, ursule. Care e ciorba, mă? Nu e vinul ăla. E ciorba. Nu, nu, e ciorba. E ciorba pentru copii. Ciorba de copii. Vedeți ciorba? Ia, pune și mie o carne de ciorbă. Vedeți, prieteni, de 1 decembrie, fasole și mie îmi pierd. Ia direct cu cana, nu mai pune cu limbă. Da, pun. Păi ce cană? Da, e cana mea? Asta e amacale. Dar în ea uso. E tot în ea, e preparată. O, pune jos, Doamne ajută, Doamne ajută. Doamne ajută, prieteni, Doamne ajută, bucătare. Doamne ajută, Doamne ajută. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat fasolea asta și vinul ăsta pierd. Cam târziu ne-a dat la ora asta, dar problema e bine că ne-a dat, prieteni. Ia zi, patroane. Mai bea o cană, vin pierd. Mai bii? Păi da. Păi de ce nu îi pune lui patroana? Nu îi mai pui lui patroana, mai bea și patroana cotonițul. Mai bea. Mă, nu mai bea patroane. Nu mai bea patroane la ora asta, lasă să bem noi. Lasă să bem noi patroana, nu mai bea tu. Iară zic panii și ce zic, iară bă, un babă, două, trei. Și ce-a primit de la neamă? A, lasă-o pe aia, că nu că e bere. Sunt banii de copii și așa. Nu, nu, nu. E bere, da. O bem mâine pe aia cu tuniță. Doamne, n-am băut în viața mea de asta. Vii mâine să o bem. Să nu uiți, să ne chem și pe noi. Mâine vă chem dimineață. Uite, dimineața mă tu servești. Uite ce i-a dat. Aia se vrea dimineață, să spală linichi. Deci da. I-a dat murători, i-a dat acuscă, i-a dat compotul. Gata, hai să mâncăm și noi, prieteni, iertați. Hai să mă ierte fasolea asta, prieteni. Doamne ajută. Că ne-ai lăsat în cu.